Mi-a fost dor de gătit cu tine. Și mie. Acum avem o ocazie specială. Gătim de Paște. Astăzi încercăm să facem un panetone pufos. Vă prezentăm echipa Glove Tandem. Anca, Emma, Iepurilă și cel mai nou membru pe care ne bazăm, că așa e când ești nou într-o echipă, robotul Kenwood. Kenwood K-Mix. Pregătită de panetone? Pregătită! Focus, focus, da? Pentru Maia avem nevoie de 100 de ml de lapte, 100 de grame de făină și 5 grame de drojdie. Bravo, iepurașule! Mai departe, pentru a lua 300 de grame de făină, 150 de grame de fructe confiate. Știi ce avem acolo? Nu. Nu știu, că ți-am făcut o surpriză. Sunt stafide și fructe de papaya uscate. Continuăm. 100 de grame de ciocolată. Tu vrei cu ciocolată? Mai întreb. 80 de grame de unt la temperatura camerei. 80 de grame de zahăr. 80 de ml de lapte. 20 de grame de drojdie proaspătă. 4 verbenușuri. Esențe, noi am fel de vanilie și de lămâie și un praf de sare pe care nu-l avem în figura alăturată. Da. Începem cu maiaua! Începem! Te las pe tine că e cel mai simplu. Da. Vei punem făina. Da. După aceea, ușurel laptele. Și hai să mă implic și eu un pic. Punem laptele care e călduț, 100 de ml. Și drojdia. 5 grame, amărânțit-o și acum amesteci, ușurat, cât să le încorporezi. Îmi place asta că tu de gunții vrei să guști, dar în asta nu ai ce să guști. Cam așa arată. Da? Pregătești, pune la căldurică. Da, o acoperim cu un prosop. O acoperim și o lăsăm de la un loc la temperatura camerei sau înțeles că poate sta și în cuptor. Evident neîncălzit. Focus, focus! Poftiți, poftiți să ne lăudăm! Am lăsat maiaua câteva ore la dospit și uite așa arată. Facem noi cu K-Mix să arate bine. Mm-hmm. Începem etapa a doua. Da. Pregătită? Pregătită, rău. Îți dau bagheta magică. Ne pregătim pentru a lua. Pasul 1. Una. Maiaua. După care. Noroc cu K-Mix că o să ne ajute. Făină. Începem cu făină. Ah. Cu încredere, cu încredere și... Nu știu dacă le mai amestești tu, că o să-i dăm lui K-Mix. Mm-hmm. Noroc cu el. Da. Îl pornim întâi la viteză mică, da? Da. Și noi după aia ne vedem pe viață. Mm-hmm. Ce bine e să muncească cineva pentru tine! Wow, ce bine arată! Mm-hmm. Ia să vedem. Wow. Mai avem de pus stafidele și bucățelele de ciocolată. Pune cu încredere, pune-le pe toate. Ce-am mai scăpat, pentru că trebuie să vă spun că Emma, dacă o verificăm, acum miroase a stafide și a ciocolată. Și ciocolata. Așa. Și le lăsăm și pe ele aici, un minut, să se încorporeze. Bună treabă! Pun și eu niște făină pe planșetă. Să nu zici că am participat și tu la rețeta. Păi, nu se vede. Cum a participat? Și urmează să-l punem într-un castronel și să-l lăsăm eu. Să crească frumos, îl împăturim. De 2-3 ori. Și aici este panetonele nostru. Peste 2 ore ne revedem. Da. Vreți să vedeți magie de Paște? Da! O, ce frumușel e! Și iarăși le vom lăsa la crescut. Da! Hocus pocus! Mai avem un singur pas înainte să le băgăm la cuptor. Să le dăm cu un pic de... ou bătut. La cuptor cu voi și ne revedem când avem vești proaspete. Da! Și panetone copt. Mm-hmm. Ta-da! A, vedeți ce bine ne-a ieșit? Primiți cu laudele? Kenwood K-Mix a fost partenerul nostru. Da, ne-a ajutat foarte mult. N-am fi reușit fără el. Normal. Eu zic să și deschidem aici. Așa. Bine și pe interior. Este pufos. Miroase super bine.
Și acum nu putem decât să vă spunem sărbători fericite. Să vină iepurașul. Paște fericit! Paște